Astăzi este Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Regimurilor Autoritare. Ziua a fost comemorată pentru prima dată la 70 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov. A fost pactul care a avut ca urmare cel de-al doilea război mondial, dar și consecințele acestuia, lagărele de concentrare, gulagurile și Holocaustul. În România, instalarea comunismului a însemnat încarcerarea a mii de oameni nevinovați, reprezentanți ai partidelor istorice, dar și simpli cetățeni care se opuneau regimului nou instalat la putere. Aflăm acum o parte din povestea lui Arlet Coposu, soția seniorului Corneliu Coposu, închisă timp de 14 ani în penitenciarele comuniste. Odată cu instalarea guvernului Petru Groza pe 6 martie 1945, dar mai ales după alegerile falsificate din noiembrie 1946, în România a fost oficial instalat comunismul. Au fost dizolvate partidele politice democratice, iar din anul 1947 a început urmărirea și arestarea elitelor țărăniste. Printre cei urmăriți și încarcerați, seniorul Corneliu Coposu, la acel moment secretar general adjunct al Partidului Național Țărănesc. A doua zi după arestare, soția sa, Arlet Coposu, era dată afară din casă de comuniști, apoi arestată și ea în urma unui proces fabricat în anul 1950. Din cei 25 de ani de condamnare, Arlet Coposu a executat 14. A fost închisă în penitenciarele Malmezon, Jilava, Mislea, Miercurea Ciuc și Oradea. La fel ca în cazul seniorului Corneliu Coposu, izolarea față de cei rămași afară a fost completă. Așa cum și seniorul a spus de foarte multe ori, singura vină era aceea că a fost soția mea. A fost închisă în urma unui proces înșenat. Andreea Mâniceanu este absolventă a Facultății de Istorie, specializarea Istoria Comunismului în România. Este autoarea volumului Arlet Coposu, soția seniorului, considerat patriarhul demnității și onoarei românești din ultimele decenii. Cartea spune povestea lui Arlet înainte și după arestarea sa, dar surprinde și momentele de reîntâlnire cu soțul său după eliberarea din penitenciarele comuniste. Arlet a ieșit foarte bolnavă din închisoare, iar momentul când seniorul a aflat de boala soției sale, relatează și surorile Coposu, pur și simplu a leșinat. Atât de mare a fost durerea, iar toată viața nu s-a mai recăsătorit, nici măcar nu și-a pus problema. A fost un subiect pe care nu l-a vorbit niciodată public, poate de aceea Arlet nu a mai fost cunoscută. Viața lui Arlet Coposu a fost și rămâne un exemplu al demnității în fața umilințelor provocate de regimul comunist. De altfel, cartea semnată de Andreea Mâniceanu prezintă și mărturii din anii extrem de duri ai detenției, povestite de membrii ai familiei Coposu. Surorile Coposu au fost cele care m-au sprijinit, m-au ajutat și au primit cu bucurie și cu multă emoție vestea că Arlet va avea o carte dedicată, iar majoritatea acestor fotografii nu sunt în mediul online, sunt pentru prima dată publicate în această carte. Fotografii de familie cu Arlet și Corneliu Coposu în vacanță, în scurtul timp pe care l-au petrecut împreună, au stat împreună înainte de închisoare și după eliberare, aproximativ 6 ani, și am și o fotografie din dosarele securității în momentul în care Arlet este eliberată, în ziua eliberării. Deși este foarte schimbată, slăbită și semnele acestor ani se văd vădit pe chipul ei, cu toate acestea, dacă observați în fotografia aceea, Arlet zâmbește. Deci are puterea de a zâmbi în fața aparatului de fotografiat, cu toate că piața îi fusese distrusă și nici măcar nu știa ce va găsi când se va întoarce acasă.